Doi liceeni de 17 ani din Pitești sunt ași în programare informatică și i-au surprins chiar și pe cei mai vechi în domeniu. Cu un an înainte de bacalaureat, cei doi au descifrat cam tot ce ține de algoritmi și programe de operare. Au creat 11 aplicații mobile funcționale care au fost descărcate de pe magazinul virtual de peste 10.000 de utilizatori. Au câștigat deja primii bani și vor să-și facă propria afacere. Ei sunt Alexandru și David. Abia au început viața de licean atunci când au creat primele aplicații. Atunci am și început să învăț. Nu aveam cunoștințe, dar voiam să fac mai mult decât la școală. Nu-mi plăceau acele interfețe, voiam să fie ceva frumos, vizual. Prima aplicație transformă un text în limbajul morse și invers. Putem converti textul foarte ușor în morse. Avem opțiuni, putem să alegem sunet, vibrații, flashlight, adică lumini. O alta îți manageriază cărțile de vizită. Împreună cei doi au creat 11 aplicații care se regăsesc în magazinul virtual pentru sistemul de operare Android, iar alte câteva sunt în lucru. Eu personal am 5 aplicații publicate. Alexandru a dezvoltat și el alte 6. Cea mai dragă îi este aplicația care permite gestionarea cărților de vizită pe telefonul mobil. Pentru ca ea să devină funcțională, a muncit un an întreg în fiecare zi. Îți permite să faci poză unei cărți de vizită și să o convertească automat în format digital, într-un contact. Este cea mai de succes, pot spune, are aproximativ 75.000-76.000 de descărcări. O altă aplicație ingenioasă creată de ei este cea care îți mărește viteza de citire a textelor. Cu cât exersăm mai mult, cu atât ne crește capacitatea de a înțelege din ce în ce mai repede cuvintele. Putem ajunge chiar până la 1000 de cuvinte pe minut. Astfel poți să citești de până la 4 ori mai repede anumite cărți. Cea mai recentă aplicație le-a adus de altfel și premiul cel mare la un maraton pentru programatori organizat în capitală. Au avut la dispoziție 24 de ore ca să o dezvolte și să o facă funcțională. Putem să înregistrăm un sunet. La 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 la. Acest sunet va fi sintetizat în pian. Avem aici notele muzicale și o să încercăm să redăm pe baza notelor muzicale background-ul la un instrument muzical. Și tot această aplicație le-a adus și un prim loc de muncă într-o companie de programare IT. Extraordinar. Mi se par niște puști foarte, foarte deștepți care au pornit singuri în domeniul ăsta, în domeniul IT, în domeniul programării și sunt foarte impresionat. Sunt aici oameni de la care au ce să învețe și pe partea de interfețe, pe partea de design, pe partea de analiza unei aplicații. Alex și David se gândesc deja departe în viitor, așa că au și planuri de afaceri. Vor să-și deschidă propria firmă și să pună în practică idei mai complexe.